Salutare! Acest este un video spontan, nu m-am pregătit <laughs> deloc. Uh, un video, așa înainte să mă duc la, la culcare. Și anume, vreau să vă prezint un program pe care l-am am observat acum de curând: că este gratuit, un program foarte cunoscut în domeniul simulării electrice. Uh, prin acest video mă adresez în special. Uh, inginerilor electroniști sau specialiștilor în electronică cei ce au ceva experiență în domeniu pentru că este vorba de simulare electrică. După cum știți sunt foarte multe programe de simulare electrică Programele, să spunem așa adevărate de simulare electrică, costă foarte foarte mulți bani ordinilor miilor de euro chiar de zeci de mii de euro în caz de luați un program pentru o fabrică sau eu știu ceva de genul. În fine, există LT Spice, cunoscut de toată lumea, bineînțeles, cu care se pot realiza tot felul de simulări electrice, foarte cunoscut. Sunt sigur că ați auzit de LT Spice. Dar vreau să vă prezint un program acum care este cum să îl compar pe lângă LT Spice. LT Spice e ca și cum ar fi să spunem așa un, un paint într un Windows, da? Iar uh, programul pe care vi-l prezint este ca un Photoshop, da? în lumea simulării electrice, da? uh, Programul nu este așa cunoscut deoarece a fost un program care a costat foarte mulți bani și nu se adresa utilizatorilor de acasă. Era un program în special cumpărat de fabrici sau de ingineri care lucrau privat sau eu știu, oameni, oameni cu, cu experiență în domeniu și oameni care aveau bani. Acest program a costat foarte mulți bani iar de curând timp am, am, am aflat că este gratuit Bineînțeles, eu l-am întâlnit într-o fabrică cu câțiva ani în urmă și este un program foarte, foarte complex. Acum n-am să vă arat multe pentru că mă duc imediat la somn, dar am să fac tutoriale cu acest program și am să vă arăt multe chestii interesante, am să vă arăt totuși câte ceva. Am să vă las link, link în descriere unde puteți să citiți pe Wikipedia despre acest program și despre firma care a produs acel, acest program. Uh, link către, către pagină, mergeți pe Download și găsiți aici, uh, luați ultima versiune, MicroCAP 12. Există download Full CD, este ușor de instalat și există și uh, câteva PDF-uri fișiere PDF cu uh, cum se utilizează și așa mai departe. Uh, am deschis aici un, un fișier. Deci programul este foarte complex. Este ceva, uh, nici nu-ți vine să crezi că acest program este gratis. Da? De aceea, care este interesat, să săriți rapid pe, pe, pe pagină, că nu se știe ce se întâmplă. Un inginer de la lucru chiar mi-a spus, Bogdane, downloadează programul acum cât poți, pentru că pagina cred că o să dispară în curând, <laughs> în fine. Uh, deci, puteți să vedeți în, aici cam câte știe să facă acest program. Uh, se, tot felul de analize. Uitați, chiar și smog, stress uh, analiză. Uh, am să vă explic exact în alt video despre ce este vorba, da? Pur și simplu se pot stresa, să fac teste de stres a, a unor componente, da? Uh, puteți să citiți, deci sunt foarte multe. Este, este, este incredibil câte poate să facă acest program. Uh, programul l-am instalat. Există o bibliotecă cu peste 33.000 de componente. Este incredibil plus că se pot bineînțeles instala și alte componente acum nu am timp să, să fac o simulare să fac alt video dar uitați aici câte tipuri de tranzistori sunt bineînțeles se pot băga și alți tranzistori și așa mai departe este ceva super 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 este bineînțeles pentru cine se cunoaște da? Acum nu poți să iei un începător să, să îi spui de așa ceva, dar programul este este adevărat. După cum am spus, eu îl cunosc de mult, am lucrat cu el și se pot simula absolut tot ce vreți voi. Da. Sunt chiar și cărți, puteți să căutați pe Google, sunt cărți simulare electrică cu microcap, bineînțeles nu în limba română, în limba engleză dar cine vrea să învețe proiectare este, este super programul ăsta, da? O să vă ajute mult. Bun. Vă las link în descriere, mă bag la som și uh, ne auzim la sfârșit de săptămână, da? Uite ce numai câte setărâți apare pentru rezistență. Incredibil, da. Este foarte fain, foarte fain. Și credeți-mă, dacă ați folosit LT Spice și acum treceți la microcap, credeți-mă, o să vă îndrăgostiți de, de microcap. Da, bun. Vă las link în descriere și ne auzim la sfârșit de săptămână. Noapte bună!